Parcă fă așa, pare rău, dar nu se mai nasc oameni sau preoții de acum. Da, dar uite că suntem noi acum acasă. Vă spun așa, da. Dar preoții de acum care n-au har. Cunoscut zilele trecute pe unul la Vierșani, un părinte, Filimon, care are har. Și acum mă duc la el acolo. Da? Dar ca Sfântul... Un bătrân ceva sau aia. Da, este, da. De-ai tineri? Da, da. Hai, domne, ce ai tineri, eu vă spun categoric, domne. Da. El, părintele, a venit cu... Sfântul Mildor Obansu a venit cu un concept. Avangarda de sacrificiu. Și eu dau drumul acum cu tinerii modelați de mine la o asociație care se numește Avangarda de Sacrificiu. Ar fi bine, dar să luați acum avem un preot mai bun decât nici, că pe Nistoran poate l-ați cunoscut. Da. Nistoran. La Nistoran, nu știu. Din la Iubca acum. Nu știu că eu sunt din Craiova. Eu sunt din Craiova, nu-i cunosc pe cei de aici. Eu știu decât pe Părintele Rață. Eu cunosc pe Părintele Rață și am adus acum și o icoană dânsului și niște ghiozdane să le dea la copiii de aici. Da, domnule, a făcut foarte bine. Și mai sunt... Foarte mult, pe cuvânt, se ducea când la școală, la vale, la... Era copii sărași, eram sărași pe timpul ăla, n-am fost bogați. Da, înțelegi? Da, așa este. Dom'le, și le ducea pâine, le ducea... Incredibil. Pe cuvântul meu de onoare. Da. Vă spun așa. Da, mai sunt bătrâni pe care să-i cunoașteți aici, așa, care i-a ajutat Sfântul Mildor Obansu să vin să vorbești și cu ei? Dom'le, majoritatea s-a dus. Da. Câți ani aveți dumneavoastră? 80, spuse că 80. Uite, eu am 89 de ani. 89, da. Mulți înainte. Da, s-au dus, dar tot mai uite cum vă găsiți pe dumneavoastră. Ce îmi spuneți acum de bunătatea și de a da bani la alții? Nu, n-am mai găsit, ni n-am întâlnit, nici nu cred că mai întâlnesc, înțelegeți? Uitați că e nepoțica. De el. Da, am înțeles asta. Dar uite, este nepoțica care are caracteristicile fetiții. Era frică de securitate, vezi, era ăsta, popa ăsta, Brapsa. Dacă ați auzit de Brapsa, de preotul Brapsa. Nu am auzit de ăsta, n-am auzit de el. Ce să mai... Foarte grav dacă făcea asta, dar era... Fiecare păi știu ce făcea. Ia că cum se face la noi, pomeni sau ăștia, sau la Paște, să duc cu prescuri cu ăla. Da. Ăsta se ducea, cumpăra el, că nu... Că se pierdea în securitate. Da. Și ne dădea, venea din casă, în casă și-ți dădea ulei. Ce avea nevoie? L-ai mai sărași, că era și bogat, nu, dar era unii sărași care habar n-avea. Da. Înțelegeți? Da. Ce recul? Nu, că el nu se mai naște, nici n-am întâlnit. Bine. Pe nu mai drăcuiți, că este o zonă sfântă. E o zonă sfântă acum. Bine, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult de tot, să fiți sănătos, da? Și dumneavoastră... Ia să vă mai dau ceva de mâncare. Stați că mai am pe aici, prin mașină. Ia stai așa, că am eu. În orice caz, întâlnirea cu dumneavoastră este extraordinar de importantă. Uite, vă dau asta. Bună de aproape. Vă dau pâinea asta. Nu mai lasă. Și vă dau și toate astea. Mai dat la un seara. Păi, lăsați că nici dumneavoastră nu sunteți foarte bogat. Nu-s bogat. Nu sunteți bogat, dar și vă dau și asta pentru nepoți. Asta e sigla vieții. Da, făcută cu tinerii mei dintr-o asociație. Da. Da. Și vă dau și o Eugenie. Bine, eu vă mulțumesc. Să fii sănătos, sănătos, da? Da, bine. Doamne ajută. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi, da. Știi ce am visat deodată? Că eram prin centru, că eu vizeam bani la bătă. Da, poți să facem asta.